Mă numesc Silvia Leon, sunt asistent medical șef Spitalul Raional Cahul. După absolvirea Colegiului de Medicină din Cahul în anul 2012, am fost angajată în Spitalul Raional Cahul ca asistent medical în secția consultativă cu medicul ginecolog, timp în care am activat 2 ani. Ca asistent medical șef avem în instituție peste 240 de asistenți medicali angajați. Suntem o echipă destul de mare. Practic, asistentul medical este, profesia de asistent medical cuprinde și cea mai mare parte de angajați ai instituției noastre. Suntem asistenți medicali uniți. Scopul nostru este de a oferi acces la populație pentru servicii medicale cât mai calitative. Câți pacienți aveți? La moment în secție, da. Cam e plină secție. E plină secție, reușiți să acordați asistență la toți? Ajutor, nu prea. Aveți nevoie? Avem nevoie de ajutor, sigur. Cum vă simțiți? Mai bine decât cum ați venit cu ambulanța, da? Așa, important. Un asistent medical este acea persoană care îți poate da o mână de ajutor atunci când nimeni nu mai este alături de tine. Este acea persoană care nu are vacanțe, nu are zile naționale, nu are zile de odihnă. Este acea persoană care se poate trezi la orice timp al nopții să-ți ofere acea pastilă indicată de către medic. Este persoana care lucrează cu empatie, cu dăruire, cu dragoste. Este persoana care îi pasă de ceea ce simte pacientul. În medicină nu există falsitate. În medicină nu poți spune minciuni. Pacientul simte tot. Pacientul simte emoția, îți simte grija, îți simte afecțiunea. Pentru mine, asistent medical înseamnă mai mult decât doar un job. Nu este o profesie care să faci în fiecare zi una și aceeași. A fi asistent medical reprezintă a activa pe o platformă care în orice moment se poate începe a mișca sau poate apărea sau poate izbucni un vulcan de diferite acțiuni, activități. Ceea ce am trăit în perioada de pandemie iarăși a fost o situație care am activat sub presiune. Un asistent medical nu poate fi pur și simplu liniștit la locul de muncă. El trebuie să fie mereu pregătit, mereu înarmat, mereu să-și repete în gând acele asistențe de urgențe. Cum să acorde un ajutor medical? Ce se întâmplă dacă vine un pacient cu diferită patologie? Deci este un lucru foarte diversificat, include foarte multe procese medicale care trebuie stabilite, care trebuie instruite și învățate și adaptate la situația care apare pe perioada activității noastre. Ce înseamnă un asistent medical lângă pacient? Este acea gardă permanentă, non-stop, 24 din 24. Este acea legătură dintre simptomele pacientului și indicațiile medicului. Tot ceea ce se întâmplă cu pacientul din momentul internării este relatat clar, evident, medicului, iar indicațiile, tratamentul și tot ceea ce se întâmplă sunt administrate de către asistent medical. Prin urmare, este acea legătură continuă din momentul internării și până la starea de bine a pacientului. În contextul Zilei Internaționale a Asistenților Medicali, astăzi, 12 mai, în memoria lui Florence Nightingale, datorită căreia sărbătorim an de an această zi importantă, vreau încă o dată să fac un apel către toți asistenții medicali din Spitalul Raional, cât și din țară, să le mulțumesc pentru abnegație, pentru profesionalism, pentru dăruire și empatia cu care își fac activitatea zi de zi. Scopul nostru este grija și empatia față de pacient. Studenții cum vă ascult, îndeplinesc manopere, învățați? Da. La proceduri acum, așa trimitem și la cardiogramă, o fetiță. Bine, haideți în sala de procedură.